Vă rog să ocupați locurile. Nu o să vă mai spun, după masa aceasta, că sunt bolnav. Cred că ultima dată, poate dați rămas de la mine, că sunt bolnav sufletește. Ei, nu sunt nici bolnav sufletește, nici fizic. După masa aceasta, sunt bine din toate punctele de vedere. Nu știu dacă mă voi putea ridica la înălțimea celor care au cântat după masa aceasta, prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu și prin ceea ce vreau eu să vă spun după masa aceasta. Și nu că să vă spun eu, să vă spună și să ne spună Duhului Dumnezeu nouă tuturora. Am citit după masa aceasta și o să mă opresc. Poate mulți v-ați gândit și-a pregătit fratele Iulian temă din Apocalipsă. Aceasta mi-a căzut la tot. Deși am vorbit cu altcineva să predice, nu, cu altcineva nu, cine? O trebuie să cadă pe mine. Și acum, dacă așa a căzut la sorț, eu să predic Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog și pe dumneavoastră să mă ajutați în privința aceasta, să îmi dați posibilitatea să pot să-mi exprim ceea ce Duhul lui Dumnezeu va pune pe inimă. Și așa cum am spus, în săptămânile trecute și în luna aceasta s-a vorbit despre metafore despre Hristos Domnul. Și după masa aceasta, sigur, tot la tema aceasta, ne oprim Hristos cel viu în vecii vecilor. Hristos cel viu în vecii vecilor. Slăvit să fie El în vecii. Și acum întrebarea se pune. Rezultate ale învierii Domnului. Fiecare așteptăm rezultate. Vedem copiii noștri, îi creștem, îi educăm, îi învățăm și așteptăm rezultate de la ei, nu? Și ne bucurăm când îi vedem, încep să fie mari, recită poezii, cântă aici, zicem slăvit să fie Domnul, pentru toate lucrurile. Cresc mai mărișori, imediat când e lista de botez, ei spun, da, vreau și eu să fac legământ cu Domnul. Că chiar cineva dintre candidații de botez a rămas mai la urmă. Și când am spus ceva despre acel tânăr, că l-a chemat Domnul acasă, la 19 ani, sau cât a fi avut cel care a fost electrocutat, 20 de ani, atunci acel tânăr sau acea tânără a spus, nu e jucat, poate mâine mă cheamă Domnul și eu cum stau cu privința aceasta. Frații și surori, așteptăm rezultate. Rezultate ale învierii Domnului sunt? Ce spuneți? Sunt slăvit să fie Domnul. Rezultatele învierii sunt eu, ești dumneata, este Biserica Muntele Sionului, sunt bisericile din Spania, din Arganda și de pretutindeni. Zicem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Vreau să mă opresc, frații și surori, asupra unor binecuvântări pe care credincioșii, noi credincioșii, le avem în urma jertfei Domnului Iisus. Unele binecuvântări. Și eu mi-am notat câteva aici, foarte rapid o să trecem peste ele, așa cum am spus, cu ajutorul dumneavoastră și cu prin călăuzirea Duhului Sfânt, câteva binecuvântări pe care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ele, în urma jertfei Domnului Iisus. Una din binecuvântări este mântuirea și iertarea de păcate. Mântuirea și iertarea de păcate. Am și harta aici, deci îți pregăti și am mai multe cărți acolo. Că azi am avut o zi grea din multe puncte de vedere. O zi grea că am avut și ședință de comitet și a trebuit să fiu și la biserică și uite acum și la predică. Și poate voi și cânta. Deci, am spus, am și harta aici. În harfă am găsit, și mi-am pus și eu un semn aici, o cântare despre mântuire. O știm cu toții. Mântuirea am primit fără nicio plată. O putem să o cântăm? Deci eu să dau și tonul, nu? Deci mie îmi place cântarea aceasta, deși e veche. Nu mă voi ridica la nivelul celor care au cântat. Mi-au plăcut foarte mult toate cântările în romanța aceasta. Dar cântarea aceasta spune că mântuirea am primit fără nicio plată. Prin Iisus cel răstignit, fără nicio plată. Prin Iisus suntem salvați și cu Tatăl împăcați de păcate. Toți iertați, fără nicio plată. Nu-i binecuvântare din partea Domnului, frate Dumnezeu? Mântuirea și iertarea de păcate nu e o binecuvântare din partea Domnului? Zicem noi slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Spune versetul următor. Pe Golgota s-a jertfit fără nicio plată. Domnul care ne-a iubit, fără nicio plată. Astăzi noi suntem ai Lui, chiar copiii ai Domnului, mântuiți prin jertfa Lui, fără nicio plată. Mai ales acum, acum suntem în criză, s-ar fi trebuit să plătim mântuirea. Cu ce o fi plătit-o, frate și surori?
Cu ce-o fi plătit? Nu aveam cu ce, dar slăvit să fie Domnul. Tatăl nostru din cer, că a trimis pe Fiul Său, pe Hristos Domnul, să ne aducă mântuire și nu numai mântuire, și iertarea de păcate. Zicem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. De Iisus tu ești iubit fără nicio plată. Nu vrei să fii mântuit fără nicio plată. Inima lui s-o predai, este tot ce poți să-i dai. Să ajungi la El în Rai fără nicio plată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci mântuirea este o har, o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și noi n-am plătit nimic pentru ea. Mântuirea, frați și surori, cuprinde două înțelesuri. Iertarea de păcate și eliberarea păcătosului de sub puterea și robia păcatului. Și al doilea înțeles este dobândirea vieții veșnice și moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Ce har mare! Ce minunată binecuvântare din partea Domnului! Mântuirea aceasta a trebuit să aibă un mântuitor. Și mântuitorul este Hristos Domnul. Lăudați și binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Păstorii, atunci când iau și își pășteau turme, spunea că s-au spăimântat când au venit îngerul și a spus, nu vă temeți, că eu vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este ce? Hristos Domnul. Vi s-a născut un mântuitor. Un mântuitor. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Când Iosif își punea de gând să o lase pe Maria, că auzit că este însărcinată, și pe gând își punea de gând să facă lucrul acesta, să nu faci lucrul acesta, că ceea ce s-a zămizit în ea este de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 1, versetul 21, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îi vei pune numele Iisus, El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Apoi, frați și surori, un alt lucru. În Ioan capitolul 3, versetul 17, am mai amintit lucrul acesta. Scopul lui Dumnezeu de a-L primi de pe Hristos Domnul n-a fost să judece lumea. Sigur, va și judeca lumea. Dar uitați ce spune. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său să judece, ca lumea să fie judecată. Și ca lumea să fie mântuită. Deci un har binecuvântat de la Domnul, o binecuvântare, mântuirea. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca lumea să fie mântuită. Amin. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Haideți să mergem mai departe și mai citim o referință. În Evrei, capitolul 5, versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, spunea fratele Valer, mântuiți acum și să ajungem și mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. O mântuire veșnică. Lăudați să fie Domnul, în vecii veșilor. Spune capitolul 4 din Faptele Apostolilor, versetul 12, că nimeni altul nu este mântuire, că nu s-a dat un alt nume oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numele lui Hristos Domnul. Deci, una din binecuvântări și mare binecuvântare este aceasta, mântuirea. Hristos spune Pavel în 1 Tit, capitolul 1, versetul 5. Hristos, Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și știți ce spunea Pavel acolo? Dintre care cel din tâi sunt eu. Putem să spunem fiecare. Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Dintre care cel din tâi sunt eu. Că mulți am fost robi ai păcatului și a fără de lege. Și Dumnezeu ne-a dus la mântuire prin Hristos Domnul. Lăudați să fie El în vecii vecilor. Spune tot în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 31, că pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Avem un Mântuitor, frați și surori, pe Hristos Domnul. Deci, spuneam eu că am obținut noi credincioși multe binecuvântări în urma jertfei Domnului Iisus. Una din ele este mântuirea. Slăviți să fie Domnul! Amin. Al doilea, a doua binecuvântare este nașterea din nou.
Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru, capitolul 1, versetul 3. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, spune așa: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din mort, la o nădejde vie. Binecuvântat să fie numele Domnului, care ne-a născut din nou, prin învierea lui Hristos Domnul, la o nădejde vie. Zicem, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. O altă binecuvântare, frați și surori, este nașterea din nou. Cine a făcut posibil lucrul acesta? Cine îl face posibil? Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ne naște din nou. Nașterea din nou o face Domnul prin Duhul Sfânt. Ne schimbă mintea, ne înnoiește lăuntrul nostru. Zicem, binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Apoi, o altă binecuvântare care o avem noi în urma jertfei Domnului Iisus și în urma învierii sale, este că ne-a botezat și ne botează cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o binecuvântare de la Domnul. A treia binecuvântare care eu mi-am notat-o este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci mântuirea, nașterea din nou, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să citim o referință la lucrul acesta. Ioan, capitolul 16, versetul 17. Știți ce a spus Domnul Iisus? Totuși, vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc. Gabi. Deci Ioan, capitolul 16, versetul 17. Vă este de folos să mă duc. Cu 7. Vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni, dar dacă mă duc, îl voi trimite. O altă binecuvântare este că Domnul Iisus a spus că mă duc la Tatăl, că este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, nu vine Mângăitorul, dar dacă mă duc, îl voi trimite. L-a trimis, frate și surori? L-a trimis? Amin. L-a trimis. Îl vedem, îl simțim, îl avem în biserică, îl avem în noi, în inimile noastre, în viețile noastre. Ce face Duhul Sfânt? Ne călăuzește, ne ajută. Că astăzi vorbeam cu cei care sunt pentru botez. Că Duhul Sfânt este o persoană, că posedă însușiri personale. Că am vorbit și despre simbolurile Duhului Sfânt. Deci ce frumos este să ai Duhul Sfânt peste tine, în tine și cu tine. Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta, că El ne-a dăruit Duhul Sfânt, care ne ajută adesea în slăbiciuni, că adesea nu știm cum să ne rugăm, ne mângâie, ne călăuzește. Spunea fratele Binu de familia aceea care a trebuit să-și înmormânteze fiul la o fragedă vârstă și câte alte lucruri. Și ne întrebăm noi, cine mângâie pe cei care sunt în necaz și în strâmbtorare și în durere? Cine? Decât Domnul prin Duhul Sfânt. Că El are și denumirea aceasta de Mângăitor. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Deci, o a treia binecuvântare este în urma jertfei Domnului Iisus, botezul cu Duhul Sfânt. O a patra binecuvântare este că El ne însoțește zilnic, în fiecare zi. Știți ce a spus ucenicilor? După ce a înviat, înainte de a se înălța, că iată, eu sunt cu voi în toate zilele, Matei 28:20, în toate zilele, până când? Până la sfârșitul veacului. Ce frumos să ai o soție, fiecare zi să fie Domnul cu tine, să te păzească, să te ocrotească. Am mai spus eu și altă dată, mergeți mulți pe mașini, pe camioane, lucrați ca șoferi, mergeți probabil prin țări străine, zic Domnul să vă binecuvinteze, cine vă însoțește fiecare zi? Soțiile voastre sau acasă. Și ce poți face? Să roagă pentru voi. Noi ne rugăm pentru voi. Noi ne rugăm unii pentru alții. Dar Cel care ne însoțește în fiecare zi este Domnul. Slăvit să fie El în vecii vecilor. El a spus ucenicilor, eu voi fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacului. Vă însoțesc în fiecare zi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 91 că cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. De ce spune? Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboră ziua în amiază mare. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar voi privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Cine te însoțește în fiecare zi, frate și soră?
Domnul, nu este binecuvântare din partea Domnului că ne însoțește în fiecare zi? Deci mântuirea este o binecuvântare de la Domnul. Zicem, slăvit să fie Domnul. Nașterea din nou este o binecuvântare de la Domnul. Zicem, slăvit să fie Domnul. Apoi, Duhul Sfânt este o binecuvântare de la Domnul. Zicem, lăudat să fie Domnul. Apoi, spuneam eu, însoțirea în fiecare zi este o binecuvântare de la Domnul. Să te însoțească Domnul în fiecare zi, să te poarte de mână, să te ducă de mână. Ca adesea, așa cum spunea și de dimineață fratele Trivan, ne mai potignim, ne mai încurcăm barcul unul la barcul alta. Și vine Domnul și ne ia de mână din nou și zice, nu, tu nu aici, trebuie să mergi mai departe. Cine face toate lucrurile acestea este Domnul, slăvit să fie El în vecii vecilor. Este viu în vecii vecilor. Și unde stă acum, dacă este viu în vecii vecilor? Unde stă, frate și surori? Unde l-a văzut Ștefan? Spune că îl văd cu ochii mei, când ploaia de pietre îl împroșca. Spune că avea ochii deschiși și vedea pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta Tatălui. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să citim Romani 8:34. Să vedeți lucrul acesta, că așa spune, că Hristos a murit. Sigur a murit. Și știm lucrul acesta. Unii spun că a murit și a rămas mor. Că l-au furat ucenicii. Zice că cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult. El a și înviat. Slăvit să fie El. Și mai mult ca atât, stă la dreapta lui Dumnezeu. Și mai mult ca atât, mijlocește pentru noi, pentru mine și pentru dumneatale. Pentru tine, copil care te scoate dimineață și merg la școală, mijlocește tatăl, te ocrotește, te însoțește, te duce de mânuță. Dacă mama ta, dacă părintele tău nu te poate duce, este Domnul care te însoțește, este alături. Spune că El ne înconjoară și pe dinapoi și pe dinainte și spune mâna peste noi. Cine face lucrurile acestea? Hristos Domnul, slăvit să fie El în vecii vecilor. Nu ne bucurăm pentru lucrul acesta, frații lor. V-am spus aceste câteva binecuvântări care le-am primit noi, credincioșii, în urma jertfei Domnului Iisus. Și le repet, mântuirea, nașterea din nou, botez cu Duhul Sfânt, umplere cu Duhul Sfânt, însoțire în fiecare zi, mijlocește Domnul pentru noi în fiecare zi. Spune, mai lasă-L încă anul acesta. Poate că anul trecut am fost cum am fost. Poate că ieri sau alaltă ieri am fost cum am fost. Dar știți ce spune Domnul? Mai lasă-L, Tată. Mă voi ocupa El. Și atunci mai vine Domnul și se ocupă de noi. Ba de mai atinge cu nuiala, ba de mai dea o problemă sau alta, ba o neajuns sau altul, și Domnul vrea să ne ducă, să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Zice, slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Așa cum era despre smochinul acela. De 3 ani caut rod și nu găsesc. Nu găsesc. Știți ce a spus Tatăl? Mai lasă-L încă un an. Iisus Hristos mijlocește încă pentru mine și pentru dumneavoastră. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Nu vreau bine, frate și surori. Și nu vreau altceva să fac și să spun. Decât să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în Hristos Domnul, în locurile cerești și ne-a binecuvântat și aici pe pământul acesta. Avem o viață binecuvântată de Domnul. Chiar dacă adesea mai trecem prin probleme, sigur trecem prin probleme, că Dumnezeu ne mai îngăduie și anumite probleme peste noi. Dar știți cu ce scop? Așa cum spuneam mai înainte, să ne facă părtați Sfințeniei Lui. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Hristos, Cel Viu, în vecii vecilor, care ne-a dus atâtea binecuvântări, zicem, slăvit să fie El, în vecii vecilor. Amin.